Salutare! Bine te-am regăsit la un nou proiect Art & Hobby. Sunt Laura și astăzi am să-ți arăt cum am realizat două ceasuri din placaj MDF folosind o combinație de mai multe tehnici decorative, decupaj, pictură cu acrilice și quilling. Desigur, primul pas este grunduirea placajului. Apoi, cu ajutorul unui compas, am stabilit cercul principal în interiorul căruia voi picta cifrele. Pentru unul dintre ceasuri am pictat cu o bandă neagră exterioară acestui cerc, iar pentru celălalt am pictat 3 benzi verzi. A urmat apoi pictarea zonei exterioare cercului cu vopsele acrilice. Unul dintre ceasuri a fost pictat într-un gradient maro-galben, având în minte faptul că zona mai închisă la culoare, acel maro, va fi acoperit de floarea soarelui într-un galben mai deschis. Nuanța de verde a celuilalt ceas este mai deschisă și mai estompată, urmând să adaug aici frunzulițe de un verde mai închis. Am lucrat în paralel la cele două ceasuri, astfel încât, până când s-a uscat vopseaua pe unul dintre ele, l-am pictat pe celălalt. Tot așa, până când se usucă vopseaua, se poate lucra la pasul următor, fie la decuparea șervețelelor, fie la spiralarea hârtiei pentru realizarea florilor. Pentru ceasul galben-maro, am ales un șervețel cu model simplu, câteva spirale cu negru. După lipire, albul șervețelului nu se mai vede, ci doar negrul peste zona galbenă. Pentru ceasul verde, am ales un șervețel cu o scenă de primăvară pe care l-am decupat în formă de cerc cu aceeași dimensiune stabilită de compas la pasul anterior. Vom avea grijă ca modelul să nu fie foarte încărcat, astfel încât cifrele să fie ușor vizibile. Cifrele ceasului pot fi fie pictate, fie pot fi lipite cifre din lemn pe care le pictez separat înainte de lipire. Eu aș fi vrut astfel de cifre, dar nu am găsit pe stoc la magazin și în plus există riscul ca dimensiunea acestor cifre să nu se potrivească cu modelul pe care vrei să-l faci. Pictarea cifrelor este o metodă care îți oferă mult mai mare flexibilitate în ceea ce privește stilul și dimensiunea cifrelor. Bun, dar dacă le pictăm, cum știm unde să le pictăm astfel încât ceasul să nu arate urât? Ei bine, cea mai sigură metodă este să tipărești un model de ceas exact la dimensiunea dorită și apoi să folosești o coală de indigo pentru a face o schiță pe placaj. Pentru ceasul în culori galben-maro, am ales să pictez cifrele cu ajutorul unui contur 3D, astfel încât aici cifrele sunt ușor în relief, la fel și dungile din jurul, de jur împrejurul cercului. Cifrele de pe ceasul verde le-am pictat cu alb, negru și verde, astfel încât acestea să iasă bine în evidență. Cifrele ceasului pot fi realizate înainte sau după lipirea florilor din hârtie, în funcție de cât de clar este modelul în mintea ta. Pentru ceasul galben-maro am ales să fac o floare mai mare, mai complexă, în colțul cel mai întunecat. Este vorba despre floarea soarelui și câteva spice, spirale de jur împrejur, care să completeze frumos spațiile libere. Pentru ceasul verde, modelul este puțin mai simplu. Avem aici crenguțe cu multe flori de cireș, a căror structură de bază este mai ușor de realizat decât petalele de floarea soarelui. Practic, împărțim câteva fâșii roz de 5 mm în două, apoi creăm 5 spirale rotunde, nu foarte mari. Pe acestea le lipim între ele formând floarea, iar o altă jumătate de fâșie o spiralăm puțin mai mare și o presăm la un colț formând o picătură. Aceasta va fi un mugure de floare. Mai pregătim și câteva frunzulițe de diverse mărimi și culori, nu foarte mari și nici foarte multe, pentru că crenguțele vor avea mai multe flori decât frunze. În fiecare colț al ceasului va exista și câte o floare mai mare, alături de 5-6 flori mai mici, unele dintre ele fiind suprapuse. Miezul acestor flori se realizează astfel. Se franjurează cu foarfeca o fâșie galbenă de 5 sau 7 mm, apoi se împarte în 4. Fiecare bucată franjurată se spiralează strâns și se lipește la capăt.
Apoi, franjurii se despart frumos pentru a reda staminele, iar bucata astfel pregătită se va lipi în spațiul dintre petalele florilor. Pentru crenguțe am folosit două nuanțe de maro și le-am împăturit pentru a conferi o structură mai solidă ansamblului. Am văzut că înainte de a face quillingul am pictat fundalul cu acrilice. Ne reîntoarcem acum la tehnica picturii cu acrilice și vom picta câteva detalii în interiorul benzilor pictate concentric. Pentru ceasul cu nuanțe de galben-maro am optat tot la quilling pentru a umple acel spațiu pictat cu negru concentric, dar pentru ceasul cu nuanțe de verde am pictat cu tehnica punctului câte un model diferit în fiecare astfel de bandă. Pe fiecare bandă am alternat puțin modelul, având grijă însă să respect simetria pentru un model cât mai perfect. Inițial am pictat benzile în culori relativ închise, știind că va urma să adaug un model geometric punctat în culori deschise, deci aveam un plan dinainte făcut. Aceste lucruri trebuie stabilite în etapa de planificare a designului ceasului. Fie că apelezi la o multitudine de spirale de hârtie sau faci puncte cu vopsea acrilică, această etapă de realizare a decorului concentric este cea mai migăloasă etapă, va dura cel mai mult. Când suntem gata cu toate detaliile și știm sigur că nu mai avem nimic de adăugat, putem lăcui ceasurile. Și decorul făcut din hârtie poate fi lăcuit, chiar este recomandat să facem acest lucru pentru a întări și a fixa mai bine formele spiralate. Dar această operațiune făcută cu pensula pe toate laturile spiralelor este de asemenea destul de migăloasă. Din experiența mea, un rezultat bun se obține mai ușor folosind un lac spray. Va fi nevoie să folosim acest lac în mai multe etape, astfel încât pulverizarea să ajungă pe toate laturile spiralelor de hârtie și în final pe suprafața plană a cadranului. După lăcuire, vom lăsa ceasul la uscat până a doua zi. Mecanismul de ceas cumpărat de mine nu are instrucțiuni, dar este destul de simplu de montat. El vine cu câte două perechi de limbi pentru minute și oră, plus un secundar roșu. Am ales limbile mai lungi pentru ceasul galben-maro, respectiv limbile mai scurte pentru ceasul verde-roz. Dacă baza mecanismului nu intră ușor în gaura cadranului, putem înfileta apăsând până când acesta intră complet. Apoi, punem piesele metalice și pentru limbi, cel mai simplu este să te orientezi în funcție de diametrul găurii. Cea mai mare este prima care se montează prin apăsare. Apoi, se apasă și limba cu diametru găurii mai mic, iar la final se introduce peste ele secundarul. Punem o baterie, potrivim ora și ne bucurăm de ceasul astfel realizat. Dacă nu suntem mulțumiți de limbile alese, putem schimba oricând cu celelalte. Dacă ți-a plăcut acest proiect, dă-l și tu mai departe celor interesați, iubitori de artă și tot ceea ce înseamnă frumos. Vezi în comentarii, am mai multe surprize pentru tine. Pam!